Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care discutăm despre activitățile Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Alături de noul purtător de cuvânt al instituției Ioan Șolea, discutam în prima parte, domnul Șolea, despre activitățile social-filantropice. Haideți să vorbim și despre cultură, despre educație, despre seminarul teologic, de ce nu? Da. Și aici sunt și mai apropiat de activitățile Arhiepiscopiei, pentru că la unele dintre ele am participat și noi cu Asociația Părinți pentru Adevăr Religie și a fost totul foarte interesant, pentru că lucrează oameni tineri la Arhiepiscopie, lucrează oameni cu viziuni foarte proaspete și care au înțeles că biserica e un catalizator. Am început să dăm cumva o mireasmă de cultură autentică în județul nostru. Gândiți-vă că am început să facem niște conferințe de o talie foarte interesantă. Au fost oameni deosebiți aduși la Buzău prin intermediul Arhiepiscopiei. A fost o provocare, pentru că nu se obișnuiește în provincie să faci astfel de lucruri. În general, vorbitorii sunt la București, nu merg în provincie. Și noi am vrut să spargem chestia asta. Pentru că cultură se poate face peste tot și de un nivel suficient de ridicat încât să o numești cultură autentică. De exemplu, a fost Dan Puric. Bine, Dan Puric nu a fost pentru prima dată la Buzău. Nu, n-a fost pentru prima oară, dar Arhiepiscopia l-a adus într-o conferință gratuită. Spectacolele maestrului Dan Puric de obicei sunt cu intrare. În momentul în care... Și HD-ul l-a adus pe Puric fără să... Păi HD-ul l-a adus tot prin biserică, nu l-a adus în mod separat. Dar nu e o chestiune de care face mai mult. Eu vă spun ce... Nu am zis, nu am vrut să zic în sensul ăsta, să nu se înțeleagă. Nu, e foarte bine că fac și alții. Poate să-l aducă pe Dan Puric. Nu doar pe Dan Puric, dar uitați, de exemplu a fost Teodor Baconschi. Teolog, om politic, da, care este și teolog și care a ținut o conferință foarte interesantă, de exemplu, la Focșani. L-am adus pe părintele Sorin Mihalache. Părintele Sorin Mihalache, pe lângă faptul că are, e licențiat în matematică, este și doctor în filozofie, e un om, unul dintre cei mai buni specialiști în dialogul acesta dintre știință și religie, cu o capacitate foarte interesantă de a, de a crea punți între aceste două subiecte. Ne oprim un pic, domnul Șolea, pentru că avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Ionescu Adrian și aș dori să pun și eu câteva întrebări invitatului dumneavoastră. Vă rog, domnul Ionescu. Aș dori să-l întreb în prima oară pe acest invitatul dumneavoastră câte biserici s-au construit la noi în Buzău și câte școli, creșe sau grădinițe. Asta ar fi o primă întrebare, nu? Sau... Da, eu aștept, da, și după aia urmează altele. Păi nu, dar nu putem să facem o dezbatere. Puneți întrebările, păi, după care vă va răspunde domnul Șolea. Da, aștept la telefon, nicio problemă. Păi nu, tocmai asta vă spuneam, că nu putem să ne întindem foarte mult. Bine, o să-i adresez deci, următoarea întrebare. Am notat întrebarea, o să vă răspundă. Câte biserici și câte școli, am înțeles. Da, l-aș întreba pe invitatul dumneavoastră. În cazul în care un doctor este prins că ia bani, este plătit de la stat, el luare de mită. Un preot care tot plătit de la stat este prins că ia bani, de ce nu este sancționat cu această pedepsă? Fiind plătit din banii noștri, din contribuabili, care plătim ca fiecare, orice om, impozite și taxe. Poate răspunde dânsul. Bun. Și o ultimă întrebare, vă rog să răspunde și nou invitatul, câți angajați sunt la Episcopia Buzăului și cât se cheltuiește cu aceștia? Per total. Mulțumim pentru intervenție. O seară plăcută în continuare. Vă rog, hai să le luăm pe rând, domnule. Haideți să le luăm pe rând. Deci, în primul rând, paradigma spitale versus catedrale. Deci, cam în nota asta este întrebarea. Permiteți-mi să fac o introducere filozofică la acest răspuns, dincolo de precizia de care vrea să dau dovadă telespectatorul. Înțeleg tensiunea. M-am întâlnit de multe ori cu această întrebare și cred că e nevoie să conceptualizăm un pic această problemă. Venim dintr-o zonă în care comunismul și bolșevismul a însemnat tot timpul unul împotriva celuilalt.
Tot timpul, așa a fost construit atunci. Proletarii împotriva nobililor, să zicem așa, cei care făceau parte dintr-o categorie socială împotriva celorlalți. Medici împotriva preoți acum. Paradigma aceasta a împotrivirii unor categorii este una bolșevică. Toate trebuie să existe într-o societate, nu neapărat într-un conflict, nu este care pe care. Din păcate, văd în societatea românească de foarte mult timp acest antagonism programat și care se întâmplă la toate, între toate instituțiile statului. Noi discutăm numai urlând unii la alții, într-un mod isteric. Ori eu, ori celălalt. Problema că cu spitalele și cu școlile și cu bisericile, în primul rând, nu este una cantitativă. Deci problema în România nu este că avem multe biserici și puține spitale. Problema în România este că acele spitale de multe ori nu sunt utilate corespunzător, nu au personal calificat pentru că a plecat afară. Deci problema este de consistență, nu de numărul spitalelor, de cum abordezi o unitate spitalicească, nu de cât de multe ai. Avem foarte multe spitale care nu sunt dotate corespunzător, așa cum am spus. Mai mult decât atât, nu s-a luat din banii de spitale ca să facă catedrale. Bugetul României a fost în așa fel gândit încât să aibă fiecare felia lui. Dacă a existat un management prost în Ministerul Sănătății sau la guvern sau unde, că nu răspundem noi de guvern, nu biserica trebuie să răspundă de ce nu sunt spitale sau catedrale, de ce nu sunt spitale sau școli. Eu aș merge mai departe cu discuția ca să nu rămânem la o râcă ieftină și să vedem, pentru că și pe noi ne interesează cum sunt școlile. Pe ce biserica nu e interesată de cum sunt spitalele? Nu sunt enoriașii noștri care merg să beneficieze de serviciile celorlalte două instituții? Iar paradigma corectă este spital, școală, biserică. Mai adineaura vă spuneam că la bătrânul acela care este singur acasă, cine ajunge? Preotul ajunge. Deci rostul lui în societate este unul foarte bine precizat. Această provocare cantitativă o refuz, pentru că nici nu aș putea să vă spun câte școli au fost făcute în Buzău. Biserici, nu știu da. Câte. Biserici, nu vă pot spune nici câte biserici au fost noi. Ar trebui să stau să mă gândesc că fiind din Buzău, aș putea să le număr din cele pe care știu eu că s-au făcut noi. Dar dacă nu cred că e relevant. În momentul de față. Mă rog, da, nu cred că sunt 20 în Buzău, în municipiul Buzău, sunt 26 de biserici. Bun. Câte sunt dintre ele noi, nu v-aș putea preciza exact, dar dacă aveți un interes pentru asta, vă pot face o adresă și să... Ideea este că pentru construcția unei biserici sunt fonduri. Fonduri ale bisericii, fonduri ale din partea autorităților locale vin și așa mai... Despre asta era vorba. Sau despre asta se pune problema fondurile din partea celor care vor stat, mai degrabă să vadă corect, o școală sau un spital. Corect, dar fondurile... Decât, nu există un fond care este un leu și zicem cui îl dăm. Există un buget complex care are o felie care este pe această chestiune. Deci nu poți să faci deturnare de fonduri, să iei de la viața spirituală, filantropică, etc., a unei societăți și să pui la cealaltă, pentru că fiecare își are felia lui și vă spun că este incomparabilă diferența dintre cele două felii, dacă și să pot numi și felii, pentru că aceasta este una foarte mică, iar cealaltă este una foarte mare. Problema, cred eu, că este una de management. Bun, mai aveți de răspuns la alte două întrebări. Între timp a mai sunat cineva. Bună seara! Bună seara! Vă rog, domnul, bună ziua, dar o să-mi permiteți un pic să port un dialog cu domnul purtător. Dar foarte pe scurt că... Pe scurt, dar lăsați-mă că și așa am așteptat un pic. Vă rog. Prima întrebare ar fi așa, de ce nu există un spital la nivelul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei? Pentru că sunt foarte mulți călugări bolnavi și părinți bolnavi n-au unde să ducă. Ca dovadă, vă rog să faceți niște investigații aprofundate la Mănăstirea Ciolano. Acolo se află starețul Ioanichi, pe care văd că Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei nu face un control amănunțit. Acolo se întâmplă niște lucruri
foarte urâte pentru Biserica Ortodoxă Română. Acolo există un fost părinte, Pahomie, care, după părerea mea, în secolul 21 trăiește un calvar, e foarte bolnav, nu are ce mânca, condiții mizere, nu se poate în secolul 21. De aceea, cred că ar fi normal Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei să ia măsuri urgente să facă un azil sau un spital cu tot ce trebuie, cu asistență medicală, cu medici, cu tot ce trebuie. Asta ar fi una din probleme. Vă mulțumesc foarte mult. Aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumim și noi pentru. Vă rog. Răspund la această întrebare sau bineînțeles, la asta, da. Ultima de acum. Deci, unele mitropolii au spitale. Știu că Mitropolia de la Iași are un spital foarte bine dotat. Patriarhia Română, acum la Catedrala Mântuirii Neamului, o să facă o unitate spitalicească destul de impresionantă. Gândiți-vă că acum biserica nu poate să devină stat în stat, să aibă toate serviciile asigurate prin biserică. Adică ce facem? Zicem separarea bisericii de stat și pe urmă nu, cerem bisericii să se ocupe de... Deci un spital, gândiți-vă că un spital e o chestiune foarte complicată. Nu sau e o întreabă... un azil, sau un așezământ. Păi nu există așezăminte în județul Buzău, există și Fundația Sfântul Sava, există multe. Dar, mă rog, acum, la o arhiepiscopia să fie, mă rog, venită această inițiativă din partea arhiepiscopiei, că asta era ideea. Păi există astfel de, dar nu poți să faci lucruri care sunt de o specificitate atât de mare. Gândiți-vă că un spital nu e o treabă ușoară, e în grija Consiliului Județean, adică un spital, de exemplu, nu e o, e o chestiune care presupune fonduri foarte multe. De unde să ia arhiepiscopia bani să facă un spital? Adică, bun, și cu deci, problema de la Ciolanu? E o chestiune specifică, nici n-am înțeles foarte clar ce este, despre ce este vorba, dar având în vedere că dânsul mi-a spus, eu mi-am notat aici, o să mă interesez. Bun. Doctorii prinși că iau bani, sunt, mă rog, anchetați. Preoții care, mă rog, iau bani, nu sunt anchetați. Da. Haideți să încercăm să sintetizăm răspundurile repede, ca da. Să putem să mai vorbim și de partea culturală, că n-am apucat să discutăm. Deci problema aceasta cu salariile preoților este una foarte uzitată în dialogurile publice, în general împotriva bisericii. Preoții nu iau salarii de la stat. Pot să spun lucrul ăsta și să audă toată lumea. Preoții nu iau salarii de la stat, ci contribuții salariale. Adică preotul ia un quantum din salariul pe care ar trebui să-l ia, undeva la 60%, de multe ori, pentru că din quantumul ăla el trebuie să plătească și toate dările la stat. Bun, am înțeles, dar 60% procentul ăsta reprezintă fonduri publice. Păi, da, fonduri publice care nu sunt ilegitime, pentru că ele vin într-o compensație din trecut de la CUZA, când au fost luate pământurile bisericii, biserica n-a mai avut cu ce să întrețină și s-a făcut acest schimb. Ilegitime, corect. Iar problema apusă este, domne, păi, oamenii de lucru să duc la biserică, de ani de zile să corect, să duc la biserică și au, se întâmplă două lucruri de principiu. Unu, ori oferă benevol pentru pomenirea cuiva o anumită sumă pentru care primesc, dau pomelic sau așa mai departe, fie plătesc un serviciu spiritual la care au participat, au fost asistați, asistență spirituală, ca să o definim cumva juridic, da? Primesc o formă de serviciu, asistență spirituală, fie fac o donație la biserica respectivă. În toate cazurile aceste, ar trebui să aceste fonduri, niște chitanțe, nu? Păi, da, bineînțeles. Și dacă nu să primesc chitanțe? Deci, dacă nu să primesc, nu să primesc chitanțe și sunt situații, eu nu pot vorbesc despre situații ipotetice. Bun. Deci, se întâmplă ceva, fiecare om trăiește într-o țară cu un drept foarte precis, lucruri foarte clare, nu a îndemnat nimeni la revoltă socială, sub aceeași lege suntem cu toții. Deci da. Nu e o chestiune care se pune tendențios, ca eu ce să spun? Nu, sunt uneori situații în care persoane
se plâng că și așa nu au bani. De exemplu, la mormântare trebuie să dea și la preot pe lângă, că așa se cere, că ăsta e costul, că ăsta e scorul, că cât mai dai la preot la mormântare, cât mai dai la botez, cât mai dai la... Și nimeni nu susține aceste... Chiar recent, pe lângă multe alte sesizări pe care le-am primit. Toi, adică dar ce să nu le trimită la arhiepiscopie aceste sesizări? Păi asta zic, ce trebuie să facă oamenii aceștia? Că să le trimită, în loc să le trimită la campus, să le trimită la arhiepiscopie. Nu, trebuie să nu numai la noi au venit. Și să vorbești în comunitate, adică e o chestie tacită așa. Până nu, și noi care, și cei care se revoltă, domne, când se află în fața preotului, îi dă bani. Păi ce să vă zic, exemple personal, n-are rost. Dar sunt situații în care unii se simt obligați, domne, să dea... Da, la fel ca la doctor. Vă referiți la cele... La fel ca la doctor se întâmplă. Da, mă rog, mai avem o intervenție telefonică și încă o întrebare la care trebuie să dați un răspuns. Da. Bună seara. Alo? Vă rog foarte pe scurt, dacă se poate. Da, foarte scurt. Nu vă supărați, cine rezolvă un litigiu dintre arhiepiscopie și un simplu credincios? Adică? De ce adică, natură eu am avut, o problemă cu arhiepiscopia. Am lucrat la arhiepiscopie, n-are rost să vă spun unde și cum, și în instanță, domnul jurist a venit cu o adresă că litigiul dintre arhiepiscopie și un simplu credincios pe probleme de muncă le rezolvă arhiepiscopia. Așa. Spuneți. Și am pierdut procesul. Îmi pare rău, adică nu știu ce să vă răspund eu mai mult decât ceea ce v-a răspuns instanța. Adică ar trebui să... Eu nu cunosc nimic din ceea ce spuneți dumneavoastră, n-am pregătire juridică și așa. Mi-ar fi complicat să vă dau un răspuns pe ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică instanța v-a răspuns, nu biserica. Dumneavoastră a spus instanța. Eu am vorbit la București, la Sfântul Sinod, și mi s-a spus că arhiepiscopia nu poate să decidă în acest caz. Și totul s-a mințit în instanță de către domnul jurist. În fine. Și am pierdut 5 ani de muncă. Deci, bun, dați-mi un sfat, domnule, unde să adreseze? Poate să vină la un consilier juridic Înțeleg că a fost în proces deci cu arhiepiscopia. Deci instanța v-a dat decizie definitivă și irevocabilă și anume că ați pierdut procesul, nu? Da. Pentru că eu îl întreb pe domnul purtător de cuvânt, domnule, cine rezolvă acel litigiu? Păi cine? Dumneavoastră v-a rezolvat instanța. Dacă a dat instanța o decizie, cam aia e. Dacă dumneavoastră ați dat în judecată arhiepiscopia, v-a judecat. A venit cu un act fals acolo și l-a luat în considerație. Cine rezolvă acest caz? Cine? Păi organele abilitate. V-ați sfătuit să mergeți la poliție sau la parchet, dacă ziceți că ar fi vorba la mijloc de un fals. Am și fost, am dosar penal cu domnul jurist. Păi și atunci, deci dumneavoastră știți totul, numai că voia să... Ce abilitate ar putea să-și facă, mă rog. Acum, mie îmi pare rău că există un astfel de conflict. Ar fi bine să nu mai existe conflictele astea și să ne înțelegem. Dar trăim... Bun, mulțumim pentru intervenție și ne pare rău că trebuie să vă grăbim. Câți angajați sunt la arhiepiscopie, cu cât sunt ei plătiți? Dați-mi voie să vă trimit o adresă dacă vă interesează asta, că nu pot să știu. E o întrebare a unui telespectator, deci... Da, nu știu să vă spun câți vă interesează numărul sau... Întrebarea a fost Există raport, deci e foarte simplu, transparența e maximă. Detalii din acestea specifice, doar dacă aș fi calculator, v-aș putea da și suma exactă. Deci îndemn pe toți să meargă pe site-ul Arhiepiscopiei, găsi acolo la fiecare sector în parte rapoartele. Bun, haideți să vorbim, din păcate, foarte puțin în timpul la discuție de parcul acesta. Dați-mi voie să mai spun câteva lucruri de la... Uite, deja ați fost realizator al unei emisiuni, am depășit cu 3 minute timpul alocat, din păcate. O să mai avem timp să vorbim și de activități Că au fost 220.000 de lei investiți în activitățile culturale, educaționale. Elevi olimpici premiați, da, de asemenea. S-a sponsorizat lotul olimpic de robotică care a participat la Olimpiada Mondială de Robotică din 2016 cu 2000 de euro, li s-a asigurat transportul. Se oferă mai multe burse pentru elevii cu merit. Am avut la seminarul teologic 2 olimpici naționali cu premiu întâi. Și aceștia primesc o bursă personală de la Înalt Preasfințitul, că de 200 de lei pe lună.
Și, de exemplu, despre seminar, că m-ați întrebat despre seminar, anul ăsta am plinit 180 de ani de la înființare, este cea mai veche școală medie, că tot se vorbește religie, școală, unde? Păi noi nu putem să uităm că s-a născut școala în pridvorul bisericilor și că oamenii înainte învățau după ceaslov și să citească și porneau cumva din biserică cu învățătura. Apoi au fost tabere și pelerinaje gratuite de care au beneficiat peste 200 de tineri împreună cu profesorii lor. Bun. Da, pentru că trebuie pe repede înainte, pare așa ca o, ca o listă. Despre parc, foarte pe scurt. Da, așa este. Parcul. Parcul. Foarte pe scurt. Ce să vă spun adică despre ce... parc? O să fie un parc care va fi deschis oamenilor și care va avea și un loc de joacă amenajat pentru copii. Acolo la parter o să fie o cofetărie, ceainărie deasupra. Unde este cropodnița? În curtea Arhiepiscopiei. La etaj o să fie o librărie. Înțeleg. Deci o librărie, o ceainărie. Deci un spațiu cultural, da, un spațiu în care poți și să cumperi o carte și să citești o carte, să servești ceva, deci e un loc al întâlnirii. Are voie oricine în parc, întreabă cineva. Are voie oricine, adică la cine se referă? Nu știu, dacă are voie oricine, adică să nu se înțeleagă. Păi dacă este deschis deci, publicului... O să deschis publicului larg. Da. Cu un anumit orar. Bineînțeles. Nu ca celelalte parcuri, înțeleg. Din, păi, dar și celelalte parcuri cred că au un orar, adică... Mergem, putem să mergem la orice oră din eu știu că unele parcuri au program chiar dacă sunt în administrație. Unde? Asta din municipiu? Acum nu știu dacă și aici, eu știu că în București, de exemplu, există un... În municipiu vă garantez că la orice oră deschise. Din zi și din noapte putem... Da, sper să fie suficient gardien pe acolo. Dar nu, acest parc, ca să trecem dincolo de nota amuzantă, are un program pentru că este o instituție care pune la dispoziția publicului un spațiu... Când ar putea fi inaugurat? Acum, vedeți, sunt două etape. În primul rând vorbim de clopotnița, care sperăm că anul acesta să poată fi inaugurată. Da? Nu e ușor, pentru că mai trebuie aduse clopotele, nu e o treabă ușoară. Dar apoi mai durează și anul viitor până se va face toată arhitectura peisagistică de acolo, pentru că, v-am spus, să fac un loc de joacă, trebuie plantați anumiți pomi, flori, etc., ce se pune într-un parc. Dar e în inima Buzăului, să zic, acolo și o pată de verde e binevenită. Oricând. Bun, mulțumesc mult pentru prezență, pentru detaliile oferite. O să mai avem ocazia să ne întâlnim. Vă mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor. Mult succes în noua activitate. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Urmează emisiunea Adele Buzăianului, colega mea Magda Ionescu vă așteaptă în câteva momente aici la Campus TV. Numai bine, la revedere!